Salut! Vă voi prezenta cum instalăm crank pe un rack V2. Deschidem pagina oficială crank.io, mergem la download, descărcăm imaginea crank, descărcăm instalatorul Windows în cazul meu. După care mergem la guide, full hotspot, rack V2, și de aici vom descărca balena Edgar. Eu deja le-am instalate în PST. Extrageți imaginea crank. Eu am extras-o. Deschidem balena. Introduceți cardul microSD în PC. Eu am achiziționat un nou card de 64 de giga recomandat față de cel al rack-ului care era de 32 de giga. Acela îl voi păstra cu softul rack-ului. Apăsăm pe flash, mergem pe imagine, dăm click, deschidere, change. Acesta este cardul pe care l-am introdus în PC. Selectăm, apăsăm flash. Lăsăm să se termine de flashuit cardul microSD cu imaginea crank. S-a terminat de flashuit microSD cardul cu imaginea crank, închidem, scoatem microSD cardul din PC și îl introducem în rack. Conectați la cablu de internet, îl alimentați, îl vom lăsa puțin să buteze. Trebuie să aflăm IP-ul pe care și l-a luat rack-ul V2. Raspberry Pi 192 IP local. Deschidem instalatorul crank. Eu aici deja l-a luat 192.168.1.15, portul 22, user crank, parola barond thtch0m3. Perfect. Conectare. Ok, acum selectăm rack și dăm instalare Helium. Helium s-a instalat. Selectăm dublu mining, manager Helium Miner, apăsăm install crank. S-a terminat de instalat.
Mai dați un reboot. Copiați device ID. Deschideți crank.com și apăsați pe dashboard. Vă va redirecționa la dashboardul dumneavoastră. Apăsați pe wallet. Se presupune că v-ați achiziționat licența. Va apărea, după ce v-ați cumpărat licența, va apărea așa. Veți avea tabul acesta de assign să vă asertați hotspotul dumneavoastră, apăsați pe Assign, vă selectați modelul hotspotului, în cazul nostru RAC, după care la RAC Gateway ID, vă băgați ID-ul pe care îl copiați din device ID. Eu nu îl voi asocia, deoarece această licență o am pentru un alt hotspot. Ce trebuie să mai faceți? După aceea apăsați pe aceste trei punctulețe, apăsați să vă arate cheia secretă, da? După ce vă băgați password, vă va arăta cheia secretă. Copiați cheia secretă și mergeți în dashboardul local, care intrăm în IP-ul local 192 în cazul nostru 168.1.15 două puncte 17080. La mine a intrat automat, deoarece l-am băgat înainte, am făcut un test. Da? O să vă ceară user și parola. Userul este admin, parola este ultimele 6 caractere din device ID. Da? Mergeți la wallet, după ce v-ați copiat cheia secretă a walletului și introduceți cheia secretă a walletului în dashboardul local. Dați save. Așteptați câteva minute și după care vă va apărea în dashboard, vă va apărea hotspotul dumneavoastră. Dacă v-a fost de ajutor, dați un like. Mulțumesc frumos!